Potrivit unui ordin al Ministerului Sănătății, în acest an, în unitățile spitalcești din Dâmbovița, numărul paturilor se va reduce. Practic, se vor desființa 367 de paturi. De la 2294 de paturi se va ajunge la 1927 de paturi. Reducerea de paturi se va face în funcție de anumiți indicatori, medici, nivelul de performanță. Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică au spus că nu se vor desființa secții. Cu toate acestea, astăzi, într-o conferință de presă, socialdemocrații dâmbovițeni au venit să facă un apel către cetățeni, dar și către autoritățile județului, spunând că există posibilitatea ca spitalul din municipiul Moren să se desființeze. Dorim să subliniem faptul că o situație foarte gravă este pe care să se producă în cadrul spitalului municipal din Moren, și anume reducerea numărului de paturi, reducerea impusă de către Direcția de Sănătate Dâmbovița și conducerea Casei de Asigurări de Sănătate, urmare a apariției Ordinului Ministrului Sănătății numărul 1577 pe 2011. Menționăm că prin ordinul numărul 208 din iunie 2011 s-au redus deja 16 paturi și au rămas 174 de paturi, iar ca urmare a apariției Ordinului numărul 1577, reducerea va fi mai mare. Având în vedere acest aspect și în cazul în care se va produce o reducere substanțială a numărului de paturi, se creează o situație foarte periculoasă, care poate conduce la desființarea Spitalului Municipal din Moren din următoarele motive. Se va desființa în mod automat o linie de gardă din trei existente: chirurgie, internă și spitalul de copii. Niciuna din aceste linii de gardă nu pot fi desființate decât să desființează secția respectivă. Iar în normativele Ministerului Sănătății sunt prevăzute 80 de paturi pentru linie de gardă. Spitalul Municipal Moren funcționează deja cu o linie de gardă prin derogare aprobată de Minister. Deși Spitalul Municipal din Moren funcționează cu 92 de persoane sub normativele de personal în vigoare, adică din 317 posturi normate sunt ocupate doar 225 de posturi, în situația reducerii substanțiale a numărului de paturi și implicit a reducerii de către Casa de Asigurări de Sănătate a fondurilor alocate, cheltuielile salariale aferente posturilor ocupate rămânând constante, se va ajunge la situația încălcării prevederilor legii numărul 95/2006, potrivit căreia procentul cheltuielor de personal nu poate depăși 70% din totalul cheltuielilor. În anul 2011 menționăm că aceste cheltuieli de personal au reprezentat 69,5% din totalul cheltuielilor, iar în noua situație, dacă se va ajunge la desființarea unui număr mare de paturi, ponderea cheltuielilor de personal va depăși 80% din totalul cheltuielilor. Face mențiunea că Spitalul Municipal Moren își desfășoară activitatea în sistem pavilion, ceea ce implică cheltuieli mai mari pentru utilități și întreținere. Vă mai informăm că prevederile Ordinului Ministrului Sănătății numărul 1577 sunt absolut discriminatorii pentru județul Dâmbovița și ne bazăm această afirmație pe analiza procentelor pe fiecare județ în parte. În timp ce pentru 8 județe numărul de paturi crește, pentru 3 județe, Dâmbovița, Călărași și Giurgiu, procentul de reducere a numărului de paturi este de 16%, iar la nivel de țară procentul este de sub 3%. Menționez că spitalul din Moren deservește o populație de peste 75.000 de locuitori, populația Morenului, populația din localitățile limitrofe Morenului, inclusiv anumite localități din Prahova, Filipești, Mărgineni, Dițești, chiar dacă ulterior se face control necesar între casele județene de sănătate. Față de toate aceste aspecte, solicităm Direcției de Sănătate Dâmbovița și conducerii Casei de Sănătate Dâmbovița să trateze cu deosebită responsabilitate situația de la Moren, astfel încât să nu se producă
o desființare a unității spitalicești amintite pentru considerentele menționate anterior. Spitalul din municipiul Moreni acordă asistență medicală la un număr de 75.000 de locuitori.